Bună, eu sunt Popescu Sandi și spun cu mândrie că sunt administrator la Sandy's Diner. Toată ideea de diner a plecat de la ideea că sunt îndrăgostită de perioada anilor 60 și filmul meu preferat este Gris și în momentul în care m-am gândit dacă ar fi să deschid un business, ce mi-aș dori să deschid, m-am gândit că în Timișoara trebuie să vii cu un strop de originalitate și cu un element de noutate pentru că doar așa poți să atragi oameni noi și această oportunitate de a deschide propriul business a venit de la un concurs organizat de Universitatea de Vest, prin care am primit fonduri europene nerambursabile, cu care am avut posibilitatea să-mi îndeplinesc visul. În momentul de față am o locație deschisă în zona Unirii, unde vă aștept pe dracu toți și spun cu mândrie că este proiectul meu de suflet și din momentul în care am reușit să-l deschid, efectiv toată atenția mea s-a focusat înspre direcția localului. Deși perioada în care eu am deschis nu a fost cea mai favorabilă, și anume 13 decembrie, fix de sărbători, din două motive s-a întâmplat asta. Pentru simplu fapt că nu am reușit să finalizez toate, toate demersurile cu obținerea autorizațiilor decât atunci. Și deși foarte multe persoane mi-au spus că de ce ai deschis fix în decembrie, înainte de sărbători, că de ce nu ai așteptat până măcar în ianuarie să începe anul nou cu acest proiect, la fiind cu fonduri europene, ca să primesc a doua tranșă de bani, am fost nevoită să strâng o anumită sumă de încasări și atunci de aici un picuț de presiune și pentru mine orice zi, indiferent că era o zi bună cu, nu știu, sumă de 500 de lei sau că era o zi mai bună, pentru mine era o zi bifată în care fac un pas înainte. Fiind perioada sărbătorilor de iarnă, a fost decembrie, nu am avut foarte multe zile deschise, în ianuarie majoritatea oamenilor au fost foarte amorțiți financiar după sărbătorile de iarnă și abia din februarie am început să simt că am ceva activitate. Începutul lui martie a fost o zi foarte, a fost o perioadă foarte potrivită din punct de vedere financiar pentru că avem zilele noastre festive, 1 martie și 8 martie cu care am dublat încasările și a fost o zi bună. Da, dar a venit uh, perioada de 17 martie, care este o zi neagră atât pentru toți cei din Horeca, cât și pentru majoritatea dintre voi, în care s-a instaurat starea de urgență și a de, de atunci totul a devenit foarte incert, pentru că nu știam exact cum se vor desfășura lucrurile, Eram, mă temeam foarte mult, atât pentru mine personal, pentru că nu-mi doream să ajung să mă îmbolnăvesc și să pun în pericol oamenii dragi, dar în același timp mă temeam foarte tare și pentru business pe care îl deschisesem recent și care îmi doream foarte, foarte mult să funcționeze, să meargă și să, să fie bine. Astfel că trebuie să iau decizii de oameni mari și să mă gândesc ce pot să fac în situații de genul acesta, să merg mai departe, să rămân strict în condițiile impuse de starea de urgență pe delivery, să-mi suspend și eu activitatea ca toți cei din uh, jurul meu și mă gândeam dacă ei iau o decizie mai bună și eu o iau pe cea mai puțin bună. Și atunci am stat și am analizat puțin situația, motivul pentru care am decis să nu suspend activitatea, să rămân deschisă, au fost din mai multe motive. Unul dintre ele ar fi faptul că eram la început de drum, oamenii începeau să știe, să cunoască Sandy's designer și feedback-ul era foarte pozitiv din partea oamenilor pentru că veneau tot mai mulți și de obicei nu te duci de două ori în același loc decât dacă îți face plăcere și la fel tu ca și client vechi aduci alți clienți noi și prieteni și asta era cel mai pozitiv feedback pe care puteam să-l primesc la momentul respectiv. Iar al doilea motiv, care pentru mine a fost destul de principal, în momentul în care m-am aruncat cu capul înainte să deschid un business, am investit extrem de mulți bani și extrem de multă atenție și pentru mine era singura sursă de venit din punct de vedere personal. Nu-mi permiteam să închid și să mă duc acasă și să stau pe baza părinților mei și să mai fiu o grijă și pentru ei, astfel că am luat decizia să rămân deschisă pe delivery cu faimoasele noastre platforme pe care, le tot, pe care toți le știți din Timișoara și, deși le sunt și lor cumva recunoscătoare că am reușit să trec peste, peste acest impas, mi-aș fi dorit foarte, foarte mult dacă ar fi putut să țină cont un pic de comisioanele acelea care sunt destul de măricele. Dar, cumva, am găsit un consens și cu partea aceasta și am depășit acest moment. A venit perioada din 15 mai din 15 mai sau rest, restricțiile care au fost foarte drastice la început au început să mai relaxeze, pe principiu că acum oamenii aveau, aveau posibilitatea să meargă liber pe stradă și eram, eram efectiv extaziată pentru că de la perioada de dinainte de 15 mai în care stăteam la local și nu vedeam cu orele oameni trecând pe stradă la acum văzând efectiv oamenii veneau să îmbrățișez, să îmbrățișez pe tot, chiar dacă poate nu-și doreau să cumpere de la, de la mine produse astfel că am adaptat tot conceptul de Sandy's Diner. De la Sandy's Diner s-a transformat în Sandy's Pickup și din Sandy's Pickup m-am reprofilat pe Sandy's Drive. Pe principiu că nu aveai posibilitatea să vii să staționezi la restaurant, însă aveai posibilitatea să dai un telefon, să-ți pregătim comanda și să vii să o ridici. Și atunci, am, la intrarea în local, am pus două mese, am făcut un fel de gemuleț făcut ca să imite pagina de Instagram pentru a fi cât mai original și a atrage oameni cât mai mulți. Și așteptam oamenii să vină. Am pregătit inclusiv socată făcută de casă, ca la mama acasă, să servesc oamenilor, dădeam oamenilor pe stradă, chiar dacă nu aveau intenția să se oprească să achiziționeze produse de la mine. Pentru mine era un lucru pe care care mi-a fost luat timp de două luni și cumva, deși era un lucru normal înainte, altcumva am ajuns să-l apreciez. Și după aia vine perioada de 1 iunie, deși 1 iunie era cea mai fericită zi din viața copiilor, pentru mine a fost cea mai fericită zi pentru că aveam posibilitatea să primim oameni pe terasă. A fost destul de dificil, la mine este pe zone pietonală și atunci la început primele mese pe care le-am avut, în număr de patru, destul de puține, le-am pus în fața localului fiind uh, spațiu public, a fost dificil cu primăria pentru că aveau extrem de multe condiționări să păstrăm distanța de la axul drumului spre clădire, să fie mobilierul de o anumită formă, umbrela să nu aibă brandul de la firma pe care am primit-o și o grămadă de condiții de genul acesta. Și eram foarte tristă că deși aveam o curte interioară extrem de frumoasă, era un șantier, din păcate, și era foarte greu să o valorific pentru că bugetul meu după pandemie a fost cu mult sub zero și mi-a fost foarte greu să mă pun pe picioare. După câteva zile în care încasările încăsări, nu erau foarte bunicele, doar din cele patru mese din fața localului, mi-am convocat familia la o ședință fizică și mulți prieteni și în timp de trei zile l-am exploatat la maxim pe tati, care e omul bun la toate și în trei zile am reușit cu zi noapte să scoatem o terasă într-o variantă simplă, dar cu un număr mult mai mare de, de mese. A fost destul de greu pentru că la un moment dat oscilam între clienții care se așezau la mesele din față cu tatii care într-un avea întrebări cu, de cum să așeze lucrurile în spate, dar după trei zile am ajuns la o variantă finală și sunt extrem de mândră de ea. Din păcate nu are o vizibilitate așa mare din stradă, dar apreciez foarte mult persoanele care urmăresc, urmăresc pagina localului și pe Facebook și pe Instagram și dacă n-au avut posibilitatea să vină fizic cumva întreabă și atunci se interesează și cumva totul prinde viață. Ceea ce privește echipa Sandy's Diner, și aici am avut ceva dificultăți pentru că în viziunea mea la Sandy's Diner îmi doream să am o echipă mare formată din foarte mulți membri. Odată pentru că și eu am lucrat ca o și am știut ce înseamnă să mi se ofere oportunitatea să lucrez la un job și îmi plăcea foarte mult să mă înconjor cu oameni cu energie pozitivă, motivați care să, cu care să dezvolt businessul. Din păcate, din cauza bugetului foarte redus, în momentul de față ne aflăm la o echipă de, formată din patru oameni, doi bucătari, să fie câte unul pe tură, eu îndeplinesc și postul de ospătar și câteodată de barman, și în toată această echipă am racolată pe mama mea dragă, care face parte acum din echipa Sandy's și țin să vă spun că deși a fost foarte greu pentru ea la vârsta ei să se adapteze unui post de bartender și de susținător moral, face niște cocktailuri extraordinare și așa, pe principiul așa cum te îmbată mami, nu te îmbată nimeni. Și a, da, au fost, au fost foarte multe decizii pe care am fost nevoită să le iau. Niciodată n-am știut dacă a fost decizia bună sau a fost, a fost o decizie bună sau a fost o decizie proastă. Am avut și efecte pozitive, am avut și efecte negative, dar privind în urmă, nu regret absolut nimic din ce decizii am luat pentru că cumva toate adunate au adus Sandy's Diner la formula în care este astăzi și pentru mine este mai mult o casă principală, deci dacă veniți la mine, la Sandy's Diner, nu veniți într-un local, veniți practic în casa mea, eu cel puțin așa mă simt, poate să-mi cer și scuze pentru deranj dacă ceva nu este pus la locul, la locul lui, dar am implicat, am, in, am implicat extrem de multă atenție și resurse financiare și foarte mulți prieteni care mi-au fost alături și care m-au sprijinit și cumva toată motivația a venit de la ei și am reușit să merg mai departe. A fost un drum greu cu pandemia, a fost un drum lung, a fost un drum care nu știam ce finalitate va avea, dar mă uit la rezultatul de acum și nu aș putea să zic decât că atunci când ți-e greu, mai tragi un pic de tine pentru că merită și dacă reușești să ții legătura cu persoanele care îți sunt alături și se ajută tot timpul și te sprijină moral, cumva ți-e mult mai ușor pentru că la un moment dat, în timpul pandemiei, deși stăteam destul de rău cu comenzile online, am avut extrem de mulți prieteni care și-au făcut timp și mi-au acordat, mi-au făcut comenzi periodice care să mă ajute să-mi strâng bănuții pentru a putea plăti doar materia primă și bucătarul care rămăsese cu mine la momentul respectiv. Deci orice ar fi, orice aveți în plan, dacă aveți un proiect de suflet, unul aruncați-vă cu capul înainte pentru că merită și doi să nu vă demotivați și oricât de greu credeți că este, mai trageți un pic de voi pentru că rezultatul final va merita. Vă mulțumesc tare tare mult.